v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Viața la zi. Mă bucur să vă găsesc sănătoși în casele dumneavoastră și în această după amiază de sâmbătă, pentru că, iată, ne facem datoria și astăzi și țin un minut, două secret înainte de a vă spune unde am ajuns. Dar înainte să intrăm în dialogul propriu zis al emisiunii noastre, trebuie să trag așa niște semnale de alarmă, așa cum ne place nouă să spunem. Celor care lucrăm în mass media. Vedeți, dumneavoastră, toți așteptăm, chiar de când mă știu eu, așteptăm o mare schimbare. O schimbare a societății, o schimbare a condițiilor de trai, o schimbare a vieții noastre în ansamblu. Dar poate că puțin dintre noi ne gândim ce înseamnă această schimbare. Sigur că dacă noi vom continua să păstrăm o mentalitate învechită, bazată, eu știu, pe niște percepte care nu mai sunt în concordanță cu timpurile moderne care, pe care le trăim, sigur că schimbările se vor lăsa așteptate. Și vedeți, vă mai spun cu sinceritate un lucru. Așteptăm prea mult ca schimbările să se facă de sus în jos. Ori, stimați telespectatori, lucrurile trebuie să pornească să se schimbe de jos în sus. Atâta timp cât noi, cetățenii țării noastre, populația țării noastre, pentru că se pare că națiunea a avut de suferit în ultimul timp și nu mai putem spune că e vorba de o națiune, ne place să ne emulăm așa pe niște probleme care de la prima vedere par neregulă și pactizăm de multe ori cu lucrurile rele care se întâmplă în țara noastră, ba mai mult privim cu jind așa la circul care se întâmplă pe micile ecrane mai toată ziua. Circ făcut de aceea pe care dumneavoastră i-ați votat. Acestea fiind spuse, sigur că probabil că dumneavoastră ați înțeles ce am dorit să vă transmit. Eu vreau să-l cunoaștem astăzi pe invitatul meu și sunt deosebit de bucuroasă că am ajuns aici, stimați telespectatori, în Cernavodă. Păi cine a mai auzit de Cernavodă de la scandalul de acum câțiva ani, când s-au întâmplat pe aici nenorocirile alea cu omorurile, cu copiii ei, necăjii săracii de ei? n auzit nimeni, nu știe nimeni ce se întâmplă în Cernavodă, un oraș atât de important pentru România, pentru că aici s-a dezvoltat, sigur, înainte de 1989, o industrie nucleară. Alături de mine este primarul acestei localități, un primar cu un nume deosebit, Hânsă Gheorghe. Bună ziua, bine v-am găsit, domnule primar. Bună ziua, doamna Primo, bine ați venit la Cernavodă și. M-aș bucura ca să facem și de, cu sprijinul dumneavoastră, cunoscut orașul sau recunoscut prin uh, ceea ce are mai bun și mai puțin, prin uh, scandal. scandaluri. Păi, noi nu suntem emisiune de scandal și poate ăsta este un avantaj sau un dezavantaj, pentru că știți că uh, populația României. Populației României îi place așa, se zice, eu știu, dar parcă așa, vezi de la mare distanță, oamenilor le place circul, domne. Noi nu vom face circ aici, noi vom vorbi despre cum trebuie să trăim. Nu măcar exagerări, pentru da, că ne, place, ne plac da. foarte mult parabolele și. Ca să fii primar, îți trebuie în primul rând mult curaj și în al doilea rând multă responsabilitate. Haideți să vedem, din acestea două, pentru că aveți o istorie destul de interesantă ca și primar, să vedem pe care le aveți și de ce ați dorit, pentru că v-ați dorit, domnule primar, să, să conduceți acest oraș. O, viața mea s-a schimbat foarte, ca multor români, poate a tuturor, s-a schimbat foarte mult dată cu evenimentele din 89. Era un profesor la locul meu, într-o școală, și eu și soția preda matematica, deci ne vedeam de copiii noștri ca dintr-o dată la 89 în decembrie să mă trezesc împins în față și la primărie, pe aici am, eram pe la CPUN și așa mai departe. Și pe la școală, la școală m-a trezit director, așa, nu aveam nicio veriditate pentru respectiva funcție. Și atât cu direcția, vreo 10 ani din... Ce vârstă aveați atunci? Vreo 50 de are 54 de ani, așa, Mulți înainte, da. de 53, o, vârstă, și 3, da. Aveam o vârstă. vârstă. Prin urmare, eu cred că dumneavoastră aveați așa, eu știu, anumite calități care i-a îndemnat pe oameni să da. vă propulseze. Acum, uh, nu știu ce să vă spun, prin mea au trecut generații întregi de elevi care se pare că după ce plecau de la matematica făcută cu mine erau, uh, aveau succes. Și chestiunea aceasta, probabil, le-au dat mai multă încredere în ceea ce făceam împreună, că știți, până când nu verifici da. ce ai făcut. Apoi am gospodărit, am început să gospodăresc școala aceea, care era într-o mare de rută din punct de vedere elitar, dar și al dezvoltării sale. Am luat o școală la 400 de elevi și am dus-o la 1100. Îmi place foarte mult să văd că în spatele meu rămâne ceva și eventual ceva peren. Pentru că matematica se dă în mintea unui copil, spre exemplu, durează mai mult decât podurile, chiar decât podurile Apolodor. Durează mai mult, pentru că ea se transmite, este la nesfârșit din generație în generație și sper că acest lucru, ca acest lucru să se întâmple în continuare. Dar vă spun încă o dată, primele semne ca aș fi în stare să gospodăresc, asta îmi place cel mai mult să spun că sunt, să gospodăresc școala, apoi toate școlile din oraș și apoi orașul întreg. Da. Încet încet de fapt nu am plecat eu niciodată către una din funcții. Am mai ales a fost împins. Sunteți familist, aveți copii? Sigur că da. Doi copii, fată și băiat, patru nepoți. Vă mulțumim. Am intrat puțin așa să vedem cu cine stăm de vorbă. Cernavodă a reprezentat foarte mult a reprezentat, poate, eu știu, o, o, temă singulară a României înainte de 1989. Ce a reprezentat, cam știm așa, cu toți. Ce reprezintă acum Cernavodă pentru România? Știți, Cernavodă ar trebui să mutați reperul mult mai, mult mai timpuriu. Pe aceste meleaguri se pare că se gândea profund încă de acum 5-6 mii de ani, când, mă rog, reperul fiind gânditorul și perechea sa descoperiți la Cernavodă și nu la Hamamgia, cum se crede. Sunt descoperiți pe dealul Sofia, înțelepciune, gânditorul, la Cernavodă, prin 1956. După care, o istorie pe care o scriem zilele astea și pe care o am acum într-un draft, o istorie remarcabilă, o istorie ilustrată, a orașului Cernavodă pornește de atunci, de când vă spun, de acum 5-6 mii de ani și este extrem de bogată. Este extrem de bogată, dar foarte puțin cunoscută. Axiopolis a fost portul cel mai important de pe Dunăre la un moment dat, unde spun chiar că Traian a poposit aici, în bătăliile din Dobrogea. Vezi trofeul de la Damplisi, vezi alte astfel de episoade, dar continuă apoi cu primul primul tren, prima linie ferată de pe teritoriul României, chiar dacă atunci era Imperiul Roman, a legat Constanța de Cernavoda. Și de aici începe să fie Cernavoda un nod de, de, căi de transport foarte important, foarte, foarte important. Vine regele Carol și bate, mă rog, pune bazele podurii de peste, împreună cu inginerul Angel Salini, podurii peste Dunăre și legăm țara cu aceasta, legăm Dobrogea cu țara. Și apoi, de ce nu în marile construcții, canalul care pornește de la Cernavodă de 65 de kilometri până la, până la Constanța, canal un canal Dunăre, bun, mare, canalul mare frumos, mare pentru râda, că avem dar... și un canal un canal, să zic așa, trist, canalul criminal din anii 50 pe care care am la acesta comemorăm de la acel canal, Comemorăm, zic bine, victimele căzute aici sunt vreo 200 aproape de oameni uciși la, canal. la, la, da, la colonia Columbia, de la Cernavoda, dar totodată avem 30 de ani de când canalul acesta bun, canalul frumos, canalul cu care ne mândrim, canalul util, economic, îl sărbătorim tot în acest an la sfârșitul acestei luni. Și aș veni poate până la centrala nucleară, care este în afară de faptul că este și emblema, este pus pe stema orașului Cernavoda, dacă o priviți de seama, da, da. sunt aceste obiective de care vorbesc. Sunt și principalul uh, furnizor de nu numai de financiar, un contribuabil foarte bun și elegant, este mai mult decât atât, este un inspirator de, de modalități, de, de proceduri, de la cele economice și sociale, până la un model pentru întreg orașul, de modul în care se poate implementa un, un mod de lucru, un mod de viață. se poate extinde de la o organizație economică către întregul teritoriu. Am către înțeles. Ter... Păi, în momentul acesta, dacă atâtea lucruri frumoase s-au întâmplat aici, de ce Cernavodă rămâne în anonimat? Care este motivul? Uh... De ce, iată, autoritățile locale, printre care și dumneavoastră, nu faceți eforturi ca orașul dumneavoastră să iese în față cu anumite lucruri? Nimeni nu știe nimic de Cernavodă. Să știți că eu sunt, poate că nu mă credeți, foarte bucuroasă că sunt aici. Avem evenimente aproape. Continu în orașul Cernavodocor Evenimente însă care sunt pentru cetățeni o, Inițiative Care sunt pentru cetățeni Și vă, dumneavoastră mi-ați amintit că anul trecut Am primit două, două Am fost remarcați în două direcții Orașul pentru Investițiile sale Și aici o să vorbim poate despre investițiile Sigur? sale Și modul în care gospodărește banii Și asta a făcut-o Institutul Bancar Român Ceea ce s-a întâmplat Doar pentru patru primari din România Din România primar de municipiu, unul de oraș, unul de comună și ceva pe la județ, ceea ce ne-a ne -a certificat că modul în care lucrăm noi, din punct de vedere economic, cel puțin, al utilizării și al oportunității utilizării finanțelor locale, este cel corect și oportun. Și unul, primarul, a primit un premiu de popularitate în sensul că comunicăm foarte bine. Dar, nu neapărat, nu am avut, nu a fost ceva spectaculos. Repet încă o dată, încercăm ca aceasta, a mea parte din România, să se gospodărească, să se chivernisească foarte bine. Da. Eu vreau să vă introduc, domnule primar, într-o mm. discuție, pentru că noi considerăm că primarul reprezintă uh, punctul de vedere cel mai avizat, uh, care ar trebui să impulsioneze lucrurile de jos în sus. Exact ce am spus eu. Uh, la începutul, la deschiderea emisiunii acesteia. Oare nu sunteți într-un cont de umbră ca și prezentare în mass media națională datorită faptului că anumiți factori politici doresc ca această parte să fie în cont de umbră? Aici aveți dreptate, a surprins, mă rog un aspect care și la care m-am gândit și anume că suntem mai puțin prezenți în mass media națională. N-am făcut niciun efort în acest sens, trebuie să recunosc. În schimb, în media zonală, locală, județeană, să zic așa, în sud-est, suntem foarte, foarte bine reprezentați ca dovadă că am fost premiați pe tema asta. Da. Sigur. -aici. Și atunci vă mulțumesc dumneavoastră da. că ați venit Venire la noi. primar, Haideți să vă zic că este n-așa o, o chestie și cu mass media asta locală. Noi suntem de acord. Frumos! Dar vedeți, dumneavoastră, că mass media locală de multe ori face, eu știu, pact, exact pactul care vorbeam eu înainte, pentru că interesele sunt multe, de o parte și de alta, și atunci de aceea este nevoie și eu chiar vă rog frumos cât aveți dumneavoastră posibilități. Mergeți pe posturile naționale, domne, mergeți peste ei, ca să zicem așa, cu lucruri bune. Pentru că mă gândesc că lucruri bune se întâmplă aici. Am în fața mea, stimați telespectatori, și sigur, pentru Cernavodă. Am lăsat mai mult timp de introducere pentru că e bine să se știe ce a fost pe aici și ce este acum. Iată, avem o viziune de dezvoltare până în anul 2015, un proiect de dezvoltare, cum se zice așa, în administrație. Și zicem noi că avem, domnule primar, șase obiective mari și da? E, e bine? Corect. Începea cu anul 2006, noi le-am parcurs, eu ca și primar, ca și inițiator, colega mea care a fost primar între 2008 și 2012, de asemenea, am revenit și se continuă această strategie. Strategia de dezvoltare a unui oraș este obligatorie, a unei localități, a unei da. unități administrative. Noi ne bucurăm este obligatorie. că aveți o strategie, și ne-am ținut ziune, de ea, să știți. Vă ținut de ea. Da. Important de ea. Lucrurile acesta, pentru că, veți pentru vedea, că, domnule primar, vă rog. vă rog să vă țineți ideea, se cunoaște că la nivel național motivul pentru care România nu merge bine, este acela că guvernele care s-au perindat nu au viziuni clare de dezvoltare pe termene medii și lungi. Așa. Correct. Sigur mulți vor spune că domn în contextul european, că de acolo vine viziunea și așa, sigur că sunt multe de spus aici, dar să ne oprim la iată strategia de dezvoltare a orașului Cernavodă. Să știți că pe primul plan ca obiectiv a fost dezvoltarea infrastructurii, în primul rând infrastructurii de transport, drumuri, străzi da. și, în al doilea rând, a utilităților publice. Dacă le-am luat pe rând, canalizare, apă, în ce procent sunt rezolvate acestea? 100%? Să vă spun drept, în ceea ce vește rețea de apă, jumătate e foarte îmbătrânită și ar trebui revizuită, dar acum apa este 100%. Canalizarea, cred că ne apropiem de 95%. Mai avem aici-colo rămase câteva mm -hmm. acorduri de canalizare. Ultima dată, anul trecut, s-au investit într-un într proiect în care suntem parteneriat cu operatorul Raja Constanța. Mm -hmm. S-au investit, mă rog, e un proiect de 6 milioane de euro, cu aducerea apei de la, de la, din subteran, de la, că noi acum luăm apa din Dunăre și o filtrăm, o tratăm. Da, și. Deja proiectul este 70% exe executat. Sunt niște probleme la conducta dintre Cernavodă și Mergidia, că a fost o inundație și acolo. Am fost zilele trecute, am văzut că au trecut de hopul acesta. Deci, apa, canalizarea, la sfârșitul acestui an, la jumătatea celuilalt, vom avea apă de la subteran, ceea ce n-a avut Cernavodă niciodată pe acest proiect în parteneriat cu fondurile europene. Și uh, racordurile, că, apă și canalizare, cred că le vom termina. Mai sunt 400 de racorduri de făcut, da. 400 și ceva. Le vom termina și pe acelea tot într-un an. Noi ne aflăm pe una din străzile despre care ne-a vorbit domnul primar că intră într-un proiect de reabilitare, să zic așa. Deci este strada Angel Saligni. Ce se întâmplă aici? Strada Angel Saligni pe care ne aflăm acum este una din străzile dintre cele nouă străzi pe care vi-a amintit și domnul primar, este un proiect amblu, este un proiect ambițios pe care să l finalizăm. După cum vedeți, pe această stradă s-a introdus canalizarea și pe partea stângă și pe partea dreaptă pluvialul din, din capătul străzii Angel Salini, din spatele meu, până în, la deversare spre stația de epurare a orașului. În cât timp se va finaliza? Maxim la sfârșitul lunii avem uh, de către constructor că ea va fi finalizată. Ea este finalizată în proporție de 90%. După cum știți noastră, cele mai grave și cele mai uh, necesare uh, utilități. Reparații pe o stradă înseamnă utilitățile. Infrastructura. Așa. Domnule viceprimar, această stradă este atât de frumoasă prin așezarea ei, prin înclinarea ei. Probabil că telespectatorii noștri observă din imagini. Uh, ați întâmpinat uh, greutăți în ceea ce privește uh, utilitățile, având în vedere planul înclinat. Este adevărat, acum se lucrează la momentul acesta, dacă ne uităm un pic mai sus, se lucrează la racordurile de canalizare. Pentru că, făcând instalația nouă de canalizare, este necesar și racordurile la abonați. Se lucrează la ea, în timp de o săptămână reușim să-i dăm de capăt, iar la moment potrivit vom asfalta o capcoadă. Stimați spectatori, din informațiile pe care le avem, orașul Cernavodă se confruntă atunci când sunt ploi abundente cu inundații. Venim să îi informăm pe cetățenii din Cernavodă că, iată, primarul, Consiliul Local, în într-un cuvânt, primăria Cernavoda a luat o măsură și ne va vorbi despre ea domnul viceprimar, domnul mai zice Sulimane ori? Crem. Da. da, Sulimane Crem, iată, da. nume turcesc. Domnule viceprimar, despre ce este vorba? Pe această cale vreau să aduc la cunoștință cetățenilor orașului nostru că în cel mai scurt timp avem o investiție de amploare și aceasta constă în faptul că toate apele pluviale pe care se vor acumula în acest centru se vor deversa printr-un proiect ambițios pre această scurgere care ea există la momentul de față, dar există pe o conductă de 1000, iar noi venim cu suplimentare ei, cu două țevi de 1000, deci 2 ori 1000, care va satisface pur și simplu cerințele inundațiilor, ploile care vor veni vor avea unde să scurgă rapid. Asta este și ideea, să nu mai și treacă. Când se va începe acest proiect? În luna august preconizăm că ea va fi finalizată. 2014, anul da? acesta. Anul acesta 2014. va fi finalizată. Pe ce fonduri, domnule vice? Este un parteneriat public-privat. Este un parteneriat între Guvernul României și noi. Aportul nostru este financiar, este de aproximativ 50% și o parte primim de la de la Guvernul României. Să sperăm că acest bani vor veni în cel mai scurt timp. Dar ca aveți să putem asigurările, înscrisurile aprobate? Tot? Sigur că da, proiectul este finalizat în proporție de 80%. Mai așteaptă, domn primar, mai așteaptă câteva uh, soluții, să-i spunem așa, de la proiectanții canalului. Deversarea o facem în canal și atunci știe toată lumea că aprobările astea durează, aprobări pe care le ne dă canale navigabile. Trebuie să remarcăm faptul că specificul orașului Cernavodă este acela că are o industrie nucleară și asta implică niște măsurători ca să fie oamenii conștientizați despre pericole sau non-pericole de radiații sau alte, eu știu, influențe de la această centrală nucleară. Vă rog să-mi spuneți dumneavoastră ca și administratori ai orașului. Cum veniți în contrapondere cu măsurătorile celor de la centrala nucleară ca oamenii să fie liniștiți și, bineînțeles, să fie reflectat adevărul? Ceea ce vă pot spune este că primim periodic informații de la centrala nucleară legate de radioactivitatea acestei centrale. În permanență ni se aduc la cunoștințe și măsurătorile GAMA, de către central Nucleară, prin specificul lor, având o, un, un compartiment special de măsurare a cantității radioactive. Ba mai mult decât atât, centrala Nucleară, parteneriat cu primăria orașului Cenabăda, are un proiect în care vor să, să devină transparenți, să nu există niciun dubiu, cu toate că știm siguri că centrala este sigură și nu poluează. Ca să cetățenii și ce să fie liniștiți, avem o vedere a monta un panou electronic în fața primăriei, în care în permanență Măsurători, și să online, online da? la fiecare secundă, va transmite pe acel ecran toate măsurăturile ce se execută în centrala nuclear. În cât timp și când se va da? Până în luna august, până de zilele orașului, vom fi siguri că această, acest panou va funcționa. Stimațele spectatorii, aici în Cernavodă, bineînțeles, este și un spital care, ca prin minune, a scăpat să nu fie închis. Un spital mare, un spital care deservește, cred eu, nu numai pe locuitorii de aici din Cernavodă, cât și pe cei din împrejurimi. Alături de mine este domnul director al acestui spital, domnul. Salem Zahra, Sunteți arab, după câte. Cu cetățenie română, așa. cu facultate terminată aici, în România, în Timișoara. Știți, spuneți-ne cum ați scăpat să nu fiți închise? Problema cu închiderea spitalului s-a pus, dacă nu mă înțeleg, în 2009, atunci când au fost închise foarte multe spitale. Așa. Și, pentru minune noi am scăpat, că atunci chiar era pus pe listă spitalelor care urmau să fie închise. Și prin acțiunea primăriei, a Consiliului Local și am scăpat. Așa. Dar ca un spital să deservească, eu știu, în condiții optime pe cetățeni, trebuie să... Că noi știm că n-au fost prea mari investiții după 90. S-au făcut acum, s-a implicat Consiliul Local din Cernavodă? Da, de când a fost dat spitalul eh, Consiliului Local și Primăriei din Cernavodă, pot să zic că noi suntem un caz fericit în ceea ce privește implicarea Consiliului Local și a Primăriei în susținerea sp eh, spitalului și finanțarea lui. Mm -hmm. Noi avem un buget anual din partea Primăriei, eh, ne acoperă cheltuielile cu utilitățile, întreținerea spitalului. să-mi dar orașul în sine, considerați că are o dezvoltare ascendentă sau a rămas undeva încremenit într-un proiect? No, nu, să știți și dumneavoastră că dacă ați merge pe străzi de când a venit dânsul, totul s-a are 2 ani de-abia în iunie, uh -huh. dar în 2 ani de zile, eu stau acum la casă, deja am, de, din decembrie am apă caldă, am căldură. Și n avea până deci, N-am avut doamnă și vreau să vă spun că am făcut lucruri de mersuri, am uh -huh. Dar de ce credeți că dânsul reușește și alții, nu? Au reușit? Doamnă, cred că se zbate. Probabil dânsul mai mult la București după contracte, după bani, după să aducă bani. Iar ceilalți care are, sunt subordine, își fac treaba uh -huh. aici în continuare. Uh -huh. Cred că sunt vreo 15 străzi uh -huh. care la Actuală au căldură și apă caldă. Prima, tema emisiunii noastre, în general, este ce se poate face din punct de vedere material, spiritual și cultural ca oamenii să trăiască mai bine. Aceasta este tema, în principal. Sigur că aceste lucruri nu se pot rezolva dacă oamenii nu întreabă. Nu vin să zică, domnule primar, eu v-am dat votul, vă rog să îmi spuneți de ce nu îmi rezolvați problema aceasta. Sunteți de acord? Foarte de acord, Așa. dar pur și dinvers. invers. Cum? A, ah, păi nu o să vină oamenii, ci suntem noi acolo. Sunteți acolo? Da. Ieri. Asta. Ieri, mă rog, am, am schimbat puțin. Eu vin de acasă, eu stau afară din oraș, un pic afară din oraș. Vara stau, într da. locuiesc într-o zonă cu o grădină. Vin de la, de la mine de acasă până la primărie pe șapte drumuri. Deci niciodată nu vin sau nu plec pe același drum. Plec pe străzi astfel încât să le văd pe fiecare. Viceprimarul mai de dimineață, pe la șase, o ia, eu mai pe la șapte, astfel încât să știm ce avem de făcut în fiecare zi. Problema care este că doar atât dacă se mi se face sau văd că e interesat, opresc, cobor și mă întreabă. domn primar, când Face și trotuarul de la noi de pe stradă. Bun, dar lo și de, de locuri de muncă vă întreabă. E prima. Vă rog, să vorbim este de locurile prima, de doamne, muncă. Pentru că atunci să vă spun când am ce? început cu infrastructura. Eu, o secundă, ca să lămurim și telespectatorii. Când am intrat în Cernavodă, primul lucru, m-am oprit mașina și am stat de vorbă cu câțiva cetățeni fără microfon. Corect. Ca să luăm pulsul localității, să vedem ce cred oamenii și ce zic oamenii. Domnule primar. Oamenii mi-au zis așa, doamnă, păi ce ne întrebați? nu să nu vedeți, de sus în jos ei fac, își fac treburile lor, nu interesează de noi. Domne, dar aici, în localitate, primarul, ce să... Zice, doamnă, sunt gropi, locuri de muncă nu avem. Haideți să vedem, pentru că, vedeți noastră, eu sunt de acord că dumneavoastră, când veniți dimineața, așa se întâmplă. Dar sunt lucruri atât de importante care de care depinde destinul oamenilor. Și aceste lucruri, locul de muncă, hrana de zi cu zi, pentru că vom vorbi și de cele culturale și spirituale, dar mai la sfârșit. Haideți să vedem. Vorbeam de faptul că oamenii vin la audiențe, mă rog, marțea și joia, le-am ținut o lungă perioadă de timp, de un timp, nu le, eu personal, viceprimarul le ține joia, eu personal mi-am delegat la un consilier pentru că sunt cam aceleași probleme și mai mult mă canalizez pe rezolvarea lor. De... Le Le-am auzit, știu, pe primul loc, locuri de muncă. Acum, am promis crearea 200 de locuri de muncă. S-au făcut într-un an, în doi, dar mai mult decât atât capacitatea noastră de a dezvolta serviciile publice în subordinea primarului sau consiliului local, nu putem face, pentru că ne depășește posibilitatea de a finanța acele locuri de muncă durabil, ca așa nu le înființez și le desfințez. Deci aici am făcut tot ce am putut. Am dezvoltat cât se poate, de la salubritate și termie până la construcții. Locul de muncă înseamnă, de fapt, independența omului. Omul un om este, este, liber, este independent dacă este independent și liber economic, dacă nu depinde de nimeni. Asta este, asta este axioma mea și a noastră. Problema este așa, că nu poți crea tu, ca primar, locuri de muncă decât limitat, v-am mai spus. Iar preocuparea de anul acesta, de anul trecut, este cum încurajăm mica industrie, investitorii mici, pentru că cu cei mari m-am lămurit. Sunt cu picioare scurte și moi. După părerea noastră, după experiența pe care o avem cu orașele înfrățite, modelul cel mai interesant, o să vă surprinde, este modelul turcesc. Nu modelul turcesc care înseamnă fiecare sat fabrică, care înseamnă nu în Cernavodă neapărat fabricile, ci în toate comunele din prejur uh -huh. și colegul meu care s-a întors acum două săptămâni din Turcia într-un schimb de experiență pe care l-am avut confirmă acest lucru Au fost însoțit de un consilier care este și Bun. In investitor locurile de muncă nu înseamnă am loc de muncă și gata uh -huh. înseamnă independența omului confortul pe care are de la minte și până la masă. Prin urmare, pentru locuri de muncă, ce le transmitem cetățenilor din Cernavoda? Păi, ta să vedeți cum e. Da. Cel puțin din punctul nostru de vedere, am început să reușim în a încuraja pe cei care investesc în Cernavoda. Așa. Sunt Cine că nu s-a făcut nicio fabrică. E adevărat nu avem o fabrică, dar s-a redeschis șantierul naval. Prime 100-150 de muncitori angajați uh, cu, și cu sprijinul nostru, pentru că le-am răspuns pozitiv la toate solicitările dumnealor, uh, ori să ajungă la 400 de muncitori la înșeatul naval, ceea ce pentru cea e foarte important, 15-20% din muncitorii care ar putea să lucreze. Apoi, sunt, sunt, investiții de câte jumătate de milion de euro, spre exemplu, într-un nou PECO, într-un magazin de desfacere și una foarte interesantă de, anul, de acum 2 ani, și anume un adăpost pentru câini, că spuneați la un moment dat pentru protejarea cățeilor. Este exemplar în România și asta ați văzut și pe posturile naționale de televiziune, este un adăpost pentru animale, că sunt câini, măgari și cai, cea mai departe, foarte, foarte modern, e bine să-l vedeți. Se spune că este cel mai îngrijit din România. 400-500 de, de animale sunt Așa. acolo continuu. Aceea e o investiție. Acolo mai lucrează 12. La magazinul de acolo încă 12. 20 la sera de flori, 26 la sera Bun. de flori. sunt condițiile de viață de aici, din Cernavodă? Păi, sunt bune, ce să zic, adică nu destul, dar... Așa, cum arată străzile, parcurile, eu știu, locurile unde vă puteți distra voi? Parcurile sunt destul de frumoase, nu avem ce să cerem mai mult, dar... Da. Stai, străzile, mai trebuie lucrate, da. acum am văzut că s-au apucat și Și ei. unde vă distrați? Ce să zic, prin parc... Discotecă, ceva, da, pe ce este, așa. Discotec. Dar locuri de muncă aveți? De muncă... Cam prost, ce să vă spun. Tu lucrezi undeva? Nu, deocamdată nu. Ce vârstă ai? 20 de ani. Și nu ai loc de muncă? Nu. Ai mers vreodată la primărie să întreb, domnule, primar, unde găsești și un loc de muncă? A, nu, am mers pentru că deocamdată nu pot să muncesc. De ce? Ai șomaj? Uh, nu. Uh, am avut o problemă și... De o să rămâi aici în Cernavodă? Da. Intenționez, da? da. Ai șanse da. să te dezvolți tu aici, să te însori, să faci copii, să nu faci știu, casă? Nu știu ce să vă spun, dar speram că da. Sper, ai încredere? Îl sper, da? sper. cunoști pe domnul primar? Da, da. Ce fel da. de om este așa? Că eu este nu un om de lucru. treabă. Da. Om de nota 10. Haideți să luăm o pătură socială, domnule primar, foarte importantă, care va asigura viitorul țării. Da. Viitorul sau urmașii noștri. După cum știți, copiii noștri pleacă. Spre marea noastră surprindere, se pare că numai cei care sunt fii unora și fiicele unora pot să devină cineva în țara aceasta, pot să aibă, eu știu, competențe și posibilități de a munci destul de vaste și fără număr, să zic așa pe românește. Dar majoritatea majoritatea copiilor noștri n-au servici, nu pot să rămână în țară, pleacă. Dacă pentru tinerii din Cernavod, dumneavoastră aveți niște programe, că așa se numesc, care iar atrage să rămână aici în Cernavod? Există două, două direcții. Și anume, una către centrală nucleară, iar acolo, de fapt, sunt mai speranțe deocamdată. Câteva generații sunt prezente. Generația în cei... mea și a dumneavoastră. N nu, nu, nu. nu. Cei elevii mei da. sunt prezente, pentru, okay. că, pentru că după Revoluție s-a da. dat în, în folosință centrală nucleară Așa. și acolo da. din cei 1500-1600 de, de lucrători, jumătate, deci 60%, 40 60%, au, da? 60 sunt lucrători așa. din Cernavodă. Eu mă refer e o la cei E o generație, noi avem un liceu cu profil energetic nuclear și care a produs pentru centrala nucleară. E să zic așa atipic pentru România, dar iată, e norocul nostru, să spunem așa. Se dezvoltă, v-am spus, partea de și e nevoie acum de lucrători în port, de toate genurile de lucrători. Din păcate, au făcut eforturi foarte mari, atât noi cât și directorii de la respectivele, de respectiva firmă, să putem să creăm o, două clase de profil, de sudori și de ce mai are acolo, de vopsitori și mai departe. Pentru că nu facem clase de școală profesională în da. continuare. Apropo de asta. Deci Îmi este citiți o gândurile. hibă extraordinară. Îmi citiți gândurile. Asta era întrebarea pe care următoare pe care vreau să vă adresez. Păi, proveniți din învățământ, iată, fost director de școală, un om apreciat în meseria de profesor. Cum vedeți dumneavoastră învățământul din Cernavodă? Nu vorbesc cel din Puh, nivel național. Din păcate, este mai trist decât Așa. acum câțiva ani. Evoluția învățământului nu în Cernavodă neapărat. Peste tot este una, după părerea mea, în regres și nu în dezvoltare. Din două motive foarte, foarte, după părerea mea, clare. Unu, foarte slabul interes pentru condiția de profesor pe care au avut-o guvernanții de-a lungul timpului. Mă, mă refer la tratarea, așa, nediferențiată a profesorilor, da. bun-rău, tot salariul la mizerie îl primea, pe de o parte, iar pe de altă parte, un curriculum o programă școlară care a fost înțepenită și care. Dar de ce credeți că nu se mai rezolvă cu problema învățământului nici până astăzi? Cu regulile doamne, din învățământ? Doamnă, învățământul costă mult. Așa. Învățământul costă mult după gustul unora, dar spun, mă rog, o platitune, dar este cea mai bună investiție. Se dă de departe cea mai bună investiție. Iar prostia cea mai mare pe care am făcut-o în învățământ este să desfințăm școle profesionale. Și asta este o gafă imensă. De ce nu înființați o școală profesională? Am și înființat, doamnă. Da, adică vreau. am insistat, am insistat foarte tare să creăm clase de școală profesională. Mm -hmm. Se poate, așa, am în toate felurile am venit Când a trebuia să fie întă clar școală de ucenici, școală profesională, școală de maiștri. Pentru că ei constituie coloana vertebrală a economiei. Sosit acum, în momentul acesta, într-un campus de elevi, să-i zic eu campus așa. Școlar. Școlar. A, așa, domnule viceprimar. Văd aici, pe lângă școală și cămine, probabil, și ce este un parc mai încolo, da. un teren. Văd un centru de terapie și asistență educațională. Și scrie primăria orașului Cernavodă. Despre ce este vorba, vă rog? Da, acest centru a luat ființa anul acesta, mai exact în luna aprilie. Deci, foarte recent. Da. El este dotat cu 10 camere, unde își desfășoară activitatea mai mulți psihologi, fizioterapeuți, kineteoterapeuți. Ei, au venit, noi am venit în împinarea acestor copii Fiindcă ne-am dat seama că totuși este o problemă în orașul nostru Legat de copii bolnavi de autism și de ADHD Ba, mai mult decât atâta avem și o obligație legală, să spun așa, din punct de vedere legal, a copiilor al căror părinți sunt plecați în străinătate. Este datoria noastră ca și, eu știu, ca conducătorii acestei comunități să venim în și în educația copiilor al căror părinți au fost, sunt plecați în străinătate și au rămas singuri acasă. Dacă v-aș întreba, domnule primar, despre fondul locativ al localității, cât satisface el nevoile celor care ar putea beneficia de acest fond? Cred că știți, trendul este ca uh, cea, mă rog, casele, uh, locuințele primăriei sau în proprietatea orașului să se diminueze cât mai mult pentru a ajunge să fie cumpărate, să fie proprietate privat. Acesta e trendul. Mai avem încă vreo câteva sute, 300 de apartamente închiriate, din păcate celor mai sărași dintre cei navădeni, din păcate acestea cumulează cele mai multe datorii la utilități, iar dezvoltarea lor în continuare ar însemna să creăm aceleași probleme. De aceea am mizat mai mult pe crearea de noi cartiere. Am creat un cartier acum 14 ani, în 2000 l-am creat, acum este singurul cartier cu vile și, mă rog, la am care iar în acest moment avem în dezvoltare, cu piedicile de rigoare în legătură cu legislația, că aici este o altă belea, 250 de locuri de casă. Mergem, care sunt foarte ieftine. Practic costă mai nimic să le concesionezi, să concesionezi un loc de casă de 400-500 de metri pătrați. Ne costă pe noi rețeaua de canalizare a apă, curentelecție, mm -hmm. mai departe, costă foarte mult, adevărat. Dar este soluția pe care am găsit-o pentru a încuraja dezvoltarea de locuințe. Am pentru că în, nu, și Se adresează mai mult tinerilor? Tinerilor Oricur. și tuturor celorlalți, dar tinerilor mai ales, pentru că avem circa 150 de tineri, tineri familii care stau în blocurile anele, dar care așteaptă un loc de casă tot atât de ieftin, pentru că... care ar fi Care ar fi problema cea mai gravă pe care dumneavoastră nu o puteți rezolva, domnule primar, a locuitorilor? Depinde de eșantionul, de grupul de oameni la care vă gândiți sau la care ne adresăm. Pentru unii, cei 15% care nu au încălzire centrală de la centrală nucleară, încălzire și apă caldă. Și este o presiune foarte mare pentru că au văzut că poți trăi decent, cu căldură și apă caldă, la, mă rog, în destulător, cu bani puțini. Asta este un eșantion. Alți 15% nu au locuri de muncă și pentru ei dezideratul principal este loc de muncă. Și vă spuneam, încercăm să atrage, să, să îngrijim fiecare investitor care vine, fiecare om. Gafa aceea, altă gafă mare care ne-a dus mult înapoi a fost cu desințarea firmelor. Dispariția a 300 de firme a însemnat dispariția 1000 de locuri de muncă. Acum. O mie de locuri de muncă în Cernavodă. Dacă aveam, lucrurile se rezolvau aproape pentru toate familiile. Ori grija noastră în această perioadă, vă spun declarativ, se știe și în media a apărut asta, este cum să, cum să îngrijim, cum să sprijinim pe fiecare, fiecare investitor, fiecare om care și în are. În ce ar putea să investească în Cernavodă în momentul ha, acesta? În multe, multe, după părerea mea. Spuneți? Cei mai mulți în construcții dar și în agricultură, în creșterea animalelor, în transport. Așa. Iar, dar noi, ceea ce vrem, vrem noi de aici încolo, este ca să, să investițiile să fie de altă natură și pentru aceasta am colaborat și cu, mă rog, cu instituțiile care se ocupă de asta, de la Camera de Comerț și până la patronatele române, ca să dezvoltăm acele mici ateliere 12-14. 30-50 de lucrători. Vă dau exemplu unui atelier din Luleburgaz, din Turcia, îl dau exemplu mereu, de 30 de persoane, un atelier care face bluși pentru toată lumea, pentru copii între 12 și 14 ani. Interesant. Așa, a, așa ceva. Ori un... O, 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 ei spun cluster, o organizație, organizare a unor a unor spații, în primul rând, care se pun la dispoziția acestor investitori, de hale, de ateliere, făcute de noi, prin fonduri în care noi să fim inițiatori, ar însemna atragerea da. acestora către Domnule noi. Domnul primar, care este bugetul primăriei Cernavoda? Bugetul primăriei, bugetul consolidat cu toate da. cheltuielile la el, e circa 40 de milioane de lei. Așa. 40 de milioane de lei înseamnă. 6 milioane jumate de euro. La dispoziția noastră este cam jumătate din această sumă. Dispo la dispoziția noastră înseamnă Pe să investiții. gândim ce reparăm, nu, ce reparăm, ce investim, ce dezvoltăm și în da. ce programe intrăm. Bun. Care este relația dumneavoastră cu Consiliul Județean Constanța? Uh, nu, nu. Relația este profesională. O relație, este o relație profesională. Și dacă ați avut piedici în ceea ce privește colaborarea și răspunsul lor vis-a-vis -vis de nevoile primăriei Cernavodă. Având în vedere că pe cap de locuitor, bugetul Cernavodă este superior multora, mă rog, suntem loc cu 3-4 în județ, da. nu am apelat niciodată la Consiliul Județean din punctul acesta de vedere, pentru că mi s-a părut corect ca cei care au un buget de 10 ori aproape mai mic decât Cernavodă, din punct de vedere al Venitului pe cap de locuitor mm -hmm. să primeze în grija Consiliului Local și în spiritul legii. Am avut nevoie de Consiliul Județean atunci când a fost nevoie, când a fost vorba de proiecte, de avize, de promovare. Și? Nu am, nu am avut piedici. Nu ați avut piedici. Prin urmare s-au rezolvat aceste este probleme. Este corectă colaborarea. Bun. Domnul Însa, ca să fii primar, sigur, este o onoare. <laughs> da. Este o onoare. Din punctul de vedere al multora este o posibilitate de a te îmbogăți O posibilitate de a deveni uh, baron Așa cum se obișnuiește acum să se spună Haideți să vedem aspectul acesta Cât de cointeresat sunteți dumneavoastră în având bogății, să zicem pe românește Ația. Din, uh, eu știu, uh, banii cetățenilor Așa, -a, -a, a fost vine. bine să nu vă răspund eu dar da. totuși vă știu foarte bine documentată. Probabil că v-ați uitat și pe declarația mea de avere. Uh, nu am nimic semnificativ mai mult decât acum 14 ani când am venit la primărie. Da. Eu în momentul în care am venit la primărie îmi construisem o casă în afara orașului, o casă da. cu propriile forțe, mai ales cu forțele mele, la, la care, la care lucrez și acum. Să fiți atenți la ce vă întreb. V-a lăsat inima să nu vă trageți acei 10% despre care se vorbește? A, că ia primarul da. din lucrări? Exagerăm în, acest, în, acest, în această direcție pe plan național și ne, băgăm toți ne bagă pe toți în aceeași oală. Eu însume, având, de exemplu, acum în derulare două dosare, un proces și un dosar în care suntem întrebați despre anumite achiziții. Doamne, Uh, vă, vă răspund eu, cel puțin. Uh, am venit cu ce am venit la primărie, aia avem. Și eu și soția mea. Nu vreau să plec din birou până nu vă mai întreb ceva să lămurim uh, o problemă pusă de o anumită parte a societății din Cernavodă. Cei care vă consideră un om controversat, să zic eu așa, Da. ce le transmiteți? Nu pot eu. Să răspund la toate răutățile și calomniile care se pot spune despre fiecare dintre noi. Uh -huh. Media proceselor pe care le are un primar din România este de 3,5. Uh -huh. Eu am 1,5. Deci sunteți sub medie. Sunt sub medie. S vă puteți considera un om <laughs> fericit? Sigur că da. Și, da. Colectivul vă ajută în toate. Foarte bine. Munca foarte aceasta bine, de pe bani puțini. Ban din puțin. păcate, așa este.